S-a născut în raionul Florești, acolo și-a petrecut copilărie și tinerețea. A finisat institutul agricol de cândva. Și niciodată nu s-a gândit că își va duce povara bătrâneții într-un azil pentru bătrâni. Este istoria lui Fiodor Belăi, în vârstă de 74 de ani, țintuit la pat. L-am găsit pe bătrân în salonul său la azilul pentru bătrâni și persoane cu dizabilități din orașul Șoldănești. Aici dânsul întâmpină deja al patrulea Crăciun. Cu o carte în mână și cu câteva ziare lângă el, tipărite în limba rusă, moșul nu vrea să rămână în urmă cu noutățile. Ori din cauza problemelor de sănătate, de unul singur nea Fiodor nu poate ieși nici măcar în coridor. Cu zâmbetul pe buze, el ne-a purtat un pic în trecutul său, unde fiecare clipă a fost trăită la maxim. Nu regretă că a făcut serviciul militar în calitate de marinar, nici că acolo, pe mare, a primit un volum impunător de radiație, care ulterior l-a lăsat fără urmași. Nu-i pare rău nici de frecventele căsătorii, toate nereușite. Omul susține că totul a fost frumos, interesant și important pentru el. Își amintește în amănunte episoade din copilărie, părinții și frații, mulți dintre care s-au stins din viață. Ține minte anii de studenție, revenirea la Baștină și relațiile de colegialitate cu Mircea Snegur, pe atunci președinte de colhoz. Cu Mircea Snegur eu am lucrat ca agronom principal în colhoz. Put comunism se numea pe atunci. Raionul Florești era. Da. Și noi am lucrat foarte bine, că anul șala nu prea era, era cam săstos. Și am făcut tot ca să putem, nu prea plouă, dar noi am îmblat pe câmp, pe jos. Ne uitam care unii și trebuie de cultivat. Eu l-am știut din clasa 4 pe dânsul. Ce se face? Așa e viața. Și când ai parte de asemenea evenimente, nu poate fi vorba de rău, spune moșul. Regretă doar că și-a pierdut sănătatea și nu se mai poate autoservi ca odinioară. Azilul i-a devenit a doua casă, unde și-a regăsit liniștea. A nimerit aici după agravarea sănătății, care l-a lăsat față în față cu problemele de îngrijire. Aici însă el este spălat și hrănit la timp. Pământul e bogăția Moldovei. Moldova e o țară care agrară. Noi trăim pe producte produse de pământ, dar noi nu avem minereuri de, să lucrăm zavode. Noi dacă nu am lucrat pământul, suntem pierduți. N-ar fi Moldova noastră țetuși. Nu specialiști de mâncare, îl dorea inima ca să vadă el după dânsul lucru, să... Ia nu voi să văd, eu nu deja mă prinesc parale. În odaie cu el mai stau doi bătrâni și ei țintuiți la pat. Fiodor Belăi însă preferă mai mult să citească decât să pălăvrăgească. În fiecare săptămână un tânăr din oraș are grijă ca nea Fiodor să aibă ce citi. Citește orice, asta fiind unica lui ocupație în timpul liber. În timpul de la urmă preferă să citească romane, să-și îndulcească zilele cu secvențe plăcute din viața eroilor din cărți.